Salut, prietena, și Crăciun fericit în primul rând. Citeam acum câteva zile o știre cu niște teorii din desenele animate alea vechi care ne uitam toți când eram mici și m-am gândit să vă povestesc și vouă într-o un fel de serie. Mă rog, nu cred că va fi serie, dar am zis să fac un astfel de clip pentru că acum e mai greu și cu timpul și cu spațiul și cu toate că sărbătorile și fiecare te stăm cu familia, nu? Că doar e Crăciunul, ce Dumnezeu! M-am gândit să vă povestesc și vouă. În primul rând, ceva despre jocul de pe fundal. Un Team Fortress, eu vs. roboții, roboții vs. mine. Legat de serie, nu știu dacă va fi chiar serie, dar mă rog, dacă o să vă placă, poate mai fac clipuri de genul ăsta, fiindcă mi-e și mie mai ușor să le fac. Bun, azi vreau să vorbim despre o teorie pe care am citit-o acum câteva zile, despre Scooby-Doo. Că eu nu m-am prea uitat chiar așa de mult la Scooby-Doo, nu mi-a prea plăcut, dar multă lume este fană acestui serial de animat, așa că m-am gândit să vorbesc despre el în primul episod. Probabil ați observat că în serial sunt peisaje așa foarte sumbre, multe case abandonate, mulți oameni care nu prea sunt așa de fericiți și teoria asta e bazată pe o criză economică. Că a existat o criză economică care i-a determinat pe oameni să recurgă la furt în primul rând și de asta vedem în desen mulți oameni mascați. Totul este abandonat, totul se distruge și tipii răi, cum ar veni, sunt oameni neobișnuiți. Doctori, profesori, chiar și celebrități. De fapt, au intrat în această lume a unei crize financiare în care nimeni nu mai are bani. Și astfel au recurs la aceste lucruri, la furat, la... Și da, această teorie te face cumva să privești de altfel lucrurile decât o făceai înainte, nu știu. Mie de asta mi se par interesante teoriile astea. Pur și simplu, asta e o teorie foarte scurtă. Da, și cam atât am vrut să vă zic azi. Mie mi-a atras atenția teoria asta și m-a pus puțin pe gânduri, așa că te faci să privești lucrurile altfel. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share. Hai să zicem că dacă face clipul ăsta vă 10 like-uri și 200 de views-uri, voi mai face unul la fel, deși nu cred. Nu știu dacă va face, fiindcă nu e chiar așa, cine știe ce. Bun, vă mulțumesc că m-ați ascultat, ne auzim cât de curând. Salut, prietenaș, pa, și sărbători fericite, bineînțeles. Și la mulți ani, de ce nu, că vine 2014. Salut, prietenaș, pa!